Traseul s-a marcat în timp în funcție de ceea ce descopeream cu emoție, impunându-se aproape de la sine, ca și cum cei ignorați și-ar fi cerut recompensa uitării. Distanța dintre mine și muzee era uriașă, adesea invers proporțională cu dorința lor de colaborare. În general și nu în particular, m-am izbit de un adevărat zid chinezesc, dar am primit și recompense nebănuite. Parcă ei înșiși, artiștii uitați de mult, și-ar fi cerut dreptul la viață. Consideram tabloul din casa mea cel mai frumos, dintre cele mai toate codate cu un cifru la care puțini avem acces, ieșite din atelierul lui Octav Grigorescu. Când colo au apărut concurențe demne de temut de la Galați, de la Timișoara, de la București, încât m-am întrebat atent, de când nu ne mai confruntasem cu lucrările lui Octav Grigorescu, de când nu le mai văzusem concret pe o simeză. La noi trec decenii, jumătăți de secol până avem șansa unei expoziții îngrijite. Așa e România. Excede în valori, dar nu le trece prin bursă, nu le transformă în aur. Le ignoră cu temeritate. De aici s-a aprins patima de a face expoziția. Din ruine. Am tras aer în piept și am purces. Știu că au existat riposte. Totul se bazează pe pro și contra. De data aceasta m-am contaminat de contingent. Am coborât în Bolgii ca să aflu secretul acestei tinereți fără bătrânețe, ce se datorează unei înfruntări neobosite, a luptei îngerului cu Iacob, a unei neobosite încrederi că adevărul va ieși întotdeauna la suprafață, ca uleiul deasupra apei, cum sună zicala. O parte din cei ce au învins nu mai sunt printre noi. Dar învingerea lor e câștigul nostru, în măsura în care știm să acceptăm bucuria ca stare de a picta. Ruxandra Garofeanu, decembrie 2012.